A început săptămâna și a început în forță pentru că s-au desfășurat mai multe activități, nu doar în weekend, ci și astăzi aici în studioul ASTV o să avem activități interesante, invitați de onoare, cel puțin din punctul meu de vedere. Tenisul de masă este tema principală din această seară și pentru că săptămâna trecută s-a desfășurat un campionat național de juniori 2, Bistrița a luat medalii de aur, tinerii noștri sportivi au obținut performanțe deosebite. Pentru asta în studioul ASTV sunt prezenți domnul Gheorghe Bosca, bună seara din nou și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am găsit și suntem bucuroși că am fost primiți să vă povestim istoria celor două medalii de aur. Un alt antrenor inedit, domnul Marian Filipaș, care a mai fost în studioul ASTV, bună seara! Am reușit să aducem până la urmă și diplomele. Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumim pentru, încă o dată pentru a doua invitație care ne-ați făcut-o. Da, și v-am făcut-o cu marea bucurie în suflet de a vedea în studio niște campioane naționale, junior 2 până la urmă. Aici o să trecem acum, în cadrul de mijloc, trei fete deosebite, Bernadette Soci, de care ați auzit cu toții, Andreea Roșca și Andreea Clapa. Bună seara, fetelor! Bună seara! Pentru voi două, cel puțin, poate câteva emoții, pentru Clapa mai puține, că ea a mai fost. Dar haideți să începem cu domnul Bosca să ne povestească puțin despre campionatul național desfășurat săptămâna trecută la Buzău, acolo unde mi-a spus că au fost peste 40 de echipe, iar Bistrița a avut 4 echipe. Da, am fost prezenți la campionatul național de la Buzău, unde au participat atât băieții cât și fetele în cadrul probei pe echipe. Fetele, începem cu ele, care avem aproape aici în studio în prima parte. După un marș salutar de 5 meciuri câștigate cu 4-0 împotriva Târgu Mureșului, Constanța 1, Constanța 2, Târgu Mureș, Pajura București, am acces în finală, unde victoria ne-a aparținut cu scorul de 4-2, devenind astfel campioane naționale cu fetițe care sunt foarte tinere, până la vârsta de 15 ani. Serge Bernadette este singura care are 15 ani. Roșca Andreea are 14 ani și va participa și la anul la această competiție. Și nu în ultimul rând, Clapa Andreea, care are doar 12 ani. A fost un marș pur și simplu de sănătate până la finală. Da, 4-0 în toate meciurile până 4-0 în finală. În finală a fost mai strâns. Cu 4-2 am reușit să învingem rivala noastră, Slatina, care înainte la campionatul național de junior 3 am pierdut la categoria 13 ani la Bistrița, când am fost la dumneavoastră în studio și, da, și fetele erau supărate. De data asta s-au răzbunat și am reușit să devenim campion național la fete cu această generație foarte talentată. În poze, aici avem podiumul de premiere, unde cele trei fete, lipsește Aradu, care a plecat mai repede din cauza trenului, și pe locul 2 Slatina. Fetele noastre zâmbărețe pe podium și bucuroase la premiere. De asemenea, avem și placheta care ne-a revenit pentru locul 1 în proba femenină, atribuită echipei campioane, așa că am reușit să venim învingători. Nu în ultimul rând, am reușit să realizăm și o poză de grup cu toți participanții. Spuneați dumneavoastră înainte că am avut 4 echipe, 2 de băieți, 2 de fete, iar cu primele echipe am dominat competiția, câștigând atât la fete, vă voi povesti, și la băieți. Deci, pur și simplu, tot ce am jucat, echipele noastre au obținut titlul suprem. Le felicit în primul rând pentru acest efort și aceste rezultate. De asemenea, conducerea Clubului Sportiv Municipal și a Liceului cu program sportiv, care a avut încredere în noi. De asemenea, sprijinul Direcției de Sport, care nu contenește să ne sprijine în toate acțiunile, mai ales că în data de 12-14 martie vom avea o competiție de caracter internațional la Bistrița și deja am luat măsuri pentru aceasta. Eu aș putea să spun doar atâta, că în final au fost momente de cumpănă, dar valoarea și munca de data asta ne-au fost părtașe, nu ne-au mințit,
și am obținut aceste frumoase titluri de campion național. Poate și-au stăpânit mai bine emoțiile în această finală de la Buzău și chiar dacă a fost vorba de Slatina care ne bătuse la Bistrița cu vreo 2-3 săptămâni în urmă, uite că s-au concentrat la final acolo și au bătut cu 4-2. Domnule Filipaș, dacă de ziua dumneavoastră fetele au obținut doar locul 2, uite că au trecut câteva săptămâni și am luat locul 1. Văd că s-au ținut acum de promisiune. Mi-au făcut acum cadou la campionatul național de junior 2. Fetele au răspuns mult mai bine la cerințele care le-am avut noi, antrenorii, vis-a-vis de meciurile cu, în special cu Slatina, care au întors meciul și l-am câștigat. Să sperăm că în continuare tot așa vor merge cu rezultate, cu disciplină, cu seriozitate, cu muncă pe urme ca să ajungă cu o anumită valoare care vor zbura în final la un club foarte puternic. Da, tot viitorul în față. Eu cred însă că acea înfrângere la junior 3 cu Slatina, cred că a fost un pas înainte pentru ele. Da, a fost un pas înainte, au fost și emoțiile de acasă. Pe urmă au răspuns mult mai bine la cerințele care le-am avut la antrenament, la pregătire. Ne-am pregătit mult mai bine. De data asta ne-am pregătit noi. Am învățat noi din înfrângerea care am avut-o cu Slatina. Înainte au învățat ei de la top 12 când am câștigat, au fost în față fetele noastre. Să sperăm că de acum nu mai avem probleme emoții sau anumit trac în meciul care îl avem cu fetele de la Slatina. Da, pentru vârsta lor oricum e ceva de apreciat dacă reușesc să-și stăpânească emoțiile. Andreea Clapa, pe tine vreau să te întreb, cum e să joci în deplasare o finală? Este greu să... E mai greu decât acasă? Da, e mai greu și acasă ai puține emoții pentru că te văd părinții, dar în deplasare, dacă îți stăpânești emoțiile, este mai bine. Deci în deplasare, dacă nu vin părinții, este mai ușor de câștigat. Cred că și voi aveți aceeași părere. Bernadette, tu ești cea care va vorbi în minutele următoare sau, mă rog, în momentele următoare, deoarece stai la baza celor mai importante performanțe actuale ale tenisului de masă bistrițean. Și românesc. Și românesc, da, pentru că avem rezultate pe plan național. Urmează pentru tine Jocurile Olimpice pentru tineret din Singapore în august. Am înțeles că o să fie. Da. Cum privești tu această participare? Participarea asta o primesc ca să sper să iau medalie și o să fac tot posibil ca să iau și o să mă antrenez cât mai mult înainte de Olimpiadă. Cum te simți în echipa asta pe care o ai acum și cu fetele pe care le ai lângă tine? Cum comunici cu ele? Ne înțelegem bine, ne ajutăm una pe alta. Da. Domnul Gheorghe, poate vreți să o completați. Are emoții? Are emoții, bine că are la masa de joc. Acolo se simte în largul ei. Eu vreau să completez în primul rând pe Filipaș, că de acum începe greu, pentru că rezultatele mari trebuie obținute la o vârstă mai mare și în primul rând după cele de pe plan intern, cele de răsunet pe plan internațional. Despre Serge Bernadette, ce să spunem? A fost lidera echipei, este lidera echipei. Este ultimul an de cadete până la 15 ani și are un obiectiv foarte important la